Bună ziua, sunt Andrei Sora și bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Scris în Stele. Dragii mei, pentru a vă realiza astrograma sunt necesare următoarele date: ziua, luna, anul nașterii, localitatea nașterii și ora aproximativă a nașterii. Sunați apoi la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, repet, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza astrograma. Mă puteți contacta și la adresa de e-mail afișată și atot pe ecran, urmând ca într-una de zile următoare, în funcție de numărul de cereri, să vă spun și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Dragii mei, să știți că vă pot oferi informații și prelegeri astrale legate de cunoașterea sine și a evenimentelor de pe întreaga viață, deci astrograma natală, astrograma care detaliază întreg destinul dumneavoastră cu bune și cu rele, reflectând aici principalele evenimente care vă conturează soarta sau destinul, precum și principalele elemente care vă reflectă personalitatea. Un alt gen, un alt tip de temă celeste, tema astrologică pe care aș dori să vi-l ofer, să vi-l prezint, ar mai fi și astrogramele, temele celeste de tip tranzite, teme astrale care reflectă evenimentele care vor avea loc în destinul dumneavoastră, în viața dumneavoastră, în perioada proximă, în perioada apropiată, fiind vorba aici de un horoscop personalizat pentru următoarele zile, săptămâni sau chiar luni după caz. Un alt gen, un alt sortiment de temă celeste, de temă astrologică pe care aș dori să vi-l ofer, să vi-l dedic, ar mai fi și temele astrale, temele celești, de tip compatibilitate sau sinăstrie, teme celeste care reflectă compatibilitatea dintre două persoane, fiind vorba aici de compatibilitatea la nivel romantic, la nivel erotic, la nivel de cuplu, dar și compatibilitatea la nivel de raporturi familiale și la nivel de relații amicale. Și ultimul gen de astrograme, dar cu siguranță nu cel mai puțin important, pe care aș dori să vi-l dedic, să vi-l promovez, ar mai fi și temele celeste, temele astrale, de tip karmic, teme astrale care reflectă ipostaza karmică a destinului dumneavoastră, fiind vorba aici de ceea ce ați fost în altă viață, ca și gen, ca și sex, ca și personalitate, ca și statut social și ceea ce veți deveni în viața actuală, ca și misiune, ca și scop final al încarnării dumneavoastră pe acest pământ. Așadar, dragii mei, aștept în continuare apelurile dumneavoastră la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza astrograma. Mă puteți contacta și la adresa de e-mail afișată și pe ecran, urmând ca într-una de zile următoare, în funcție de numărul de cereri, să vă spun și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Dragii mei, până la întâiul apel de pe această după-amiază, am să realizez una dintre temele celeste astrale pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Am început ieri o temă celestă pentru un domn Bogdan Andrei. Din păcate nu am reușit să o finalizez, să sperăm că ceasul e cu noroc. Așadar, domnul Bogdan Andrei este născut într-o zi de marți, pe 30 noiembrie 1982, în jur de orele 8 dimineața, în Iași. Dumnealui este un nativ săgetător, născut în a 8-a zi a semnului săgetătorului și are cel mai probabil ascendentul sub semnul zodiacal tot al săgetătorului. Dumnealui are și Soarele pe casa întâia, Mercur, Venus pe casa întâia și chiar și Neptun. Așadar, domnul Bogdan Andrei este un om extrovertit, este un om deschis, este un om în general cu noroc, un om care va avea parte de evenimente din belșug în viață, va avea o experiență de viață extrem de vastă, va deține la un moment dat o înțelepciune chiar destul de interesantă și din ceea ce se arată pe astrogramă este un tip glumesc, râzător, un tip pozitiv, un tip optimist și un om în general mai deschis, un om în general mai explorativ și mai interesant. Iarăși, având Soarele destul de aproape de ascendent și având și Mercur, Venus acolo pe casa întâia, pe ascendent, este un om plăcut, un om admirabil și un om prezentabil în ceea ce arată astrograma. Și cum are iarăși Neptun pe casa întâia, este destul de spiritual și are cumva, din ceea ce se arată pe astrogramă, o intuitivitate sau un al șaselea simț cumva destul de pronunțat. În plan bănesc, în plan material, domnul Bogdan Andrei are Martele pe cuspida casei a doua, pe semnul Capricornului. În plan material, în plan financiar, este un om foarte ambițios, un om foarte capabil și un om care își dedică profund energiile unei emancipări materiale, monetare pentru această viață. Va avea un spor destul de bun la bani din ceea ce arată astrograma. În legătură cu casa a treia celestă, casa a treia astrală, aici situația este oarecum împărțită din ceea ce mi se prezintă, din ceea ce mi se arată pe tema astrologică.
Dacă domnul Bogdan Andrei ar fi născut până pe la orele 8 fără 2 minute, cam așa, dimineața, ar avea casa a treia pe semnul vărsătorului și ar fi un om foarte original, foarte inventiv, foarte inovativ și cumva mai de viață, cumva mai aspirațional, așa ca și gândire, iar în cazul contrar, în care ar fi născut după orele aproximativ 8 fără 2 minute, 8 fără 2 minute dimineața, ar fi un om cu o gândire mai sensibilă, mai romantică, cumva mai interiorizată și cumva mai imaginativă. În legătură cu a patra casă celestă, a patra casă astrală, domnul Bogdan Andrei are casa a patra pe semnul berbecului, se arată părinți care au o personalitate puternică, o personalitate tare, o personalitate vibrantă, determinată, activă și îi se arată o casă, un cămin destul de frumos în care se va implica foarte mult. În legătură cu copiii, domnul Bogdan Andrei are casa a cincea astrală, casa a cincea celestă, pe semnul zodiacal al Taurului, așadar se arată fertilitate atunci când discutăm de ipostaza paternă și se arată că va avea niște copii plăcuți, niște copii practici, niște copii pragmatici, poate ușor materialiști uneori, dar cu succes material în viață. În legătură cu a șasea casă celestă, domnul Bogdan Andrei are o predispoziție cumva destul de înaltă înspre potențiale afecțiuni care țin de zona gâtului, de zona cefei, iarăși probleme specific bărbătești, este iarăși predispus la probleme care țin de ficat, probleme care țin de stomac și, din ceea ce mă arată astrograma, să mai fie oarecum atent la unele potențiale dificultăți care au tangență cumva cu zona lombară a coloanei vertebrale, precum și cu zona rinichilor. În legătură cu a șaptea casă celestă, cu a șaptea casă astrologică, aceasta se găsește pe semnul zodiacal al gemenilor. Deținând casa a șaptea în gemeni, ar avea o oarecare predispoziție înspre două mariaje, înspre două căsătorii. Spun o oarecare predispoziție deoarece, în general, casa a șaptea în gemeni dă două mariaje, dă cumva două căsătorii. Dar dumnealui, cum are dispozitorul casei a șaptea, Mercur, înțelegător, într-o cădere, din păcate, dar din fericire, conjunct cu Venus, pe ascendent, se poate atenua această predispoziție înspre două mariaje și s-ar putea, dacă are noroc, un pic de noroc, un dram de noroc, să aibă doar o singură căsătorie. Dar, în general, este o predispoziție înspre două căsătorii, înspre două mariaje. Prima căsătorie s-a întemeiat sau se întemeiază cu o persoană inteligentă, cu o persoană capabilă din punct de vedere mental, din punct de vedere intelectual, cu o femeie frumoasă, fiind Mercur conjunct cu Venus, cu o femeie frumoasă și deșteaptă și, din ceea ce se mai vede pe tema celestă, pe tema astrologică, prima căsătorie este cu o persoană comunicativă, de viață deschisă. Iarăși, domnul Bogdan Andrei, cum are nodul nord lunar pe semnul zodiacal al racului, tot pe casa a șaptea, se arată într-un fel căci întâia sa căsătorie, sau mă rog, singura, depinde de caz, este una predestinată, predefinită, să-i spunem așa, din punct de vedere astrologic și foarte probabil există o reuniune karmică între cei doi. În legătură cu alte aspecte din tema lor celestă, din tema lor astrală, din tema lui astrală, are casa noua pe semnul Fecioarei, a doua căsătorie, dacă va exista, va fi una destul de asemănătoare cu prima sau chiar cu întâia soție. Și referitor la longevitate, domnul Bogdan Andrei va avea o viață oarecum destul de lungă, să fie atent oarecum la potențiale accidente sau incidente care țin de elementul apă, per general, sau la potențiale incidente legate de elementul casnic familial. Are o temă astrală deosebit de favorabilă, chiar favorabilă pentru călătorii, pentru drumuri în afara țării, drumuri pentru relaxare, gen concedii, vacanțe sau pentru muncă chiar. Și din ceea ce se mai arată pe tema celestă, pe tema astrologică, domnul Bogdan Andrei are casa 10-a pe semnul zodiacal al balanței. Deținând casa 10-a pe semnul zodiacal al balanței, îi se potrivesc în general profesiile, carierele care țin cumva de o latură care ține de consiliere, iarăși
în domenii care țin de drept, de justiție, i-ar fi mers bine, sau în domenii care țin de artă, de frumos, de estetic, în domenii care țin de obiecte de înfrumusețare și alte chestiuni similare. Are o temă astrală oarecum favorabilă și pentru profesii legate de călătorii, de drumuri, sau profesii care au așa o nuanță cumva filozofică, teologică. În legătură cu prietenii, din păcate, astrograma domnului Bogdan Andrei nu este una foarte favorabilă, nu este una foarte benefică. Are Plutonul destul de aproape de Saturn, oarecum într-o conjuncție cu Saturn, deși este vorba aici de o conjuncție disjunctă de semne. Și, prin urmare, îi se arată dificultăți, probleme cauzate de prieteni, de amici și cumva anumite prietenii fățarnice, chiar destructive pentru dumnealui. Așadar, multă, multă atenție, vă rog. Iarăși, cum domnul Bogdan Andrei are oarecum și soarele pe casa 12, oarecum și Uranul și Jupiter acolo, să încerce, vă rog frumos, să se ferească de vicii, deoarece acestea i-ar putea leza într-un mod serios, într-un mod profund, starea de sănătate și chiar starea interioară, spirituală. Deci, multă, multă atenție, vă rog. În legătură cu karma, când discutăm de karma, înclin să cred, nu sunt foarte sigur, dar înclin să cred că în ultima viață anterioară, ca și gen, ca și sex, domnul Bogdan Andrei a fost mai degrabă femeie și spun acest lucru deoarece nodul nord lunar se află într-un aspect de trigon, într-un trigon mai slab, cei drept, cu Saturn, care este socotit în astrologie o planetă feminină și automat aș înclina să cred că în ultima viață anterioară a fost mai degrabă femeie. Și a fost o femeie practică, o femeie pragmatică, o femeie rece, o femeie axată pe profesie, pe carieră și o femeie poate mai ursuză, mai temperată, mai maturizată, precoce maturizată din ceea ce arată tema sa celestă, tema sa astrală. În viața actuală este în destinul lui să se căsătorească, dacă nu este deja căsătorit, este iarăși în destinul lui să se căsătorească cu o anume persoană și este iarăși în destinul lui să aibă o casă, o familie, un cămin. În legătură cu alte aspectări, atunci când discutăm de compatibilitate, domnul Bogdan Andrei are Martele sub semnul zodiacal al Capricornului și are și Venusul pe semnul zodiacal al Săgetătorului conjunct cu Mercur. Deținând Martele în Capricorn, în viața sentimentală, în viața romantică, are mai mult un comportament care aduce cu cel al unui nativ din Capricorn decât cu un nativ din Săgetător. Ce înseamnă acest lucru mai exact? Este un bărbat în dragoste și în iubire, un bărbat mândru, un bărbat axat pe rezultate, un bărbat terestru, un bărbat material și este iarăși un bărbat care într-un fel se preocupă mai mult de reușită socială, profesională și de reușită și stimă în ochii publicului, în ochii societății și nu este în general prea axat pe chestiuni care țin de tandrețe, de sentimentalism. Pare cumva mai rece, dar nu este de fapt în dragoste, în iubire. Are Venusul în Săgetător, preferă femeile care să fie cât mai de viață, cât mai relaxante, cât mai exteriorizate, preferă iarăși femeile care să fie cât mai exotice cumva și preferă iarăși femeile care să fie cumva cât mai, cum să vă spun eu, cât mai experimentale într-un fel. Având Venusul conjunct cu Mercur, caută o femeie inteligentă, caută o femeie spirituală, caută o femeie cu care să-și împărtășească părerile, gândurile, opiniile. O foarte bună compatibilitate conform temei sale celeste, temei sale astrale, se reflectă îndeoseb cu acele doamne și domnișoare care s-au născut sub semnul zodiacal al Săgetătorului. O bună compatibilitate îi se mai arată din ceea ce arată astrograma, cu nativele din Taur și cu cele născute la mijlocul gemenilor, în a doua jumătate a gemenilor și cu nativele din prima jumătate și eventual chiar și de la mijlocul racului. De evitat, pe cât posibil de evitat, sunt acele femei născute exact la finalul racului, cele născute în leu și femeile născute în ultimele zile ale semnului zodiacal al scorpionului. În legătură cu alte aspectări, să vedem ce îi se arată exact pe tema sa celestă, pe tema sa astrologică. Domnul Bogdan Andrei pentru această perioadă are cam următoarele aspecte.
Zilele acestea s-ar putea să fie cumva mai sensibil, poate chiar hipersensibil, cumva mai vulnerabil la vorbe, la acțiuni, să fie, vă rog, mai atent, să fie mai tare ca și personalitate. Iarăși, în acești ani, în aceste lungi, în acești ani de zile chiar, are soarele natal, care este conjunct cu Uranus, mă rog, această conjuncție natală, o are în quadratură cu Neptunul în tranzit de pe casa a treia. Teoretic, în acești ani de zile, este cumva mai haotic, este cumva poate mai confuz și cumva nu prea știe exact ce vrea de la viață în acești ani de zile. Acolo să fie domnia lui mai atent. Iarăși, ca și gândire, ca și mental, în acești ani de zile, există un risc mai puternic, mai semnificativ să ia decizii care nu sunt bune pentru dumnealui și există iarăși un risc destul de puternic să fie păcălit, să fie într-un fel escrocat chiar de cei din jur, deci multă, multă atenție. În plan financiar, aspectele sunt oarecum neutre, cu o nuanță favorabilă chiar și în următorul an de zile și în special începând cam cu 10-15, 15 cam așa, iulie până prin 20 august. Și în rest, cu sănătatea nu se văd mari probleme deocamdată, eventual anul viitor să fie mai atent cu sănătatea, atunci vor fi aspectele mai puțin favorabile. În chestiuni care țin de dragoste și de iubire, poate unele mici probleme zilele acestea, dar se vor remedia cu siguranță în următoarele săptămâni, astfel încât în maxim 3-4 zile de acum înainte, vreme de vreo 3 săptămâni, să arată o îmbunătățire și cumva evenimente favorabile, benefice pe planul cuplului, pe planul dragostei. O perioadă favorabilă, bună pentru călătorii și pentru drumuri, se reflectă îndeosebi după data de 20-22, cam așa, august, când soarele va intra pe casa nouă, așa automat, începând cu finele lui august și mergând chiar și în septembrie, ar avea aspecte foarte grozave, foarte bune pentru călătorii. În plan profesional, deocamdată situația este una mai puțin favorabilă, mai puțin bună, să fie mai atent, mai prudent, vă rog frumos, din punct de vedere profesional, undeva în jur de 23-24 iulie aproximativ, atunci se pot arăta, din păcate, unele deranjamente și unele mici episoade mai puțin favorabile din punct de vedere profesional. Și, iarăși, având Saturn pe casa 11-a, teoretic, în ultimul an de zile, dar și în anul acesta, și-a cam rărit, să spunem așa, cercul de prieteni și s-a arătat o distanțare semnificativă față de o bună parte dintre prieteni, dintre amici. Cel puțin așa se arată pe tema celestă, pe tema astrologică. Acum îi voi spune domnului Bogdan Andrei și Astro Travel-ul să vedem care sunt cele mai bune destinații pentru dumnealui. În legătură cu Astro Travel-ul, domnul Bogdan Andrei ar avea, din ceea ce arată astrogram, aspecte extrem de favorabile, extrem de bune, îndeosebi prin Maroc, iarăși prin estul Spaniei, pe zona mediteraneană a Spaniei, gen Valencia, Barcelona. Aspecte bune se mai arată iarăși și prin centrul Franței, prin zona Montpellier din sudul Franței, ar avea aspecte bune și prin Luxemburg, eventual prin zona înaltă a Belgiei, prin Olanda ar avea aspecte bune, prin partea de nord și chiar de partea central-vestică și nord-vestică a Germaniei, aspecte bune se mai arată prin Danemarca, prin Suedia, prin Finlanda. Iarăși aspecte oarecum favorabile îi se mai prezintă prin Grecia, prin Bulgaria, iarăși prin România, un pic prin zona Constanța, Bucureștiului și ar avea aspecte favorabile iarăși undeva pe coasta de vest a Indiei, dar și pe coasta de est a Indiei din ceea ce arată astrograma și undeva prin Myanmar, nu știu cam departe și acolo ar avea aspecte favorabile, aspecte destul de bune. Cam aceasta a fost tema celestă a domnului Bogdan Andrei. Am mai primit de la dumnealui și alte cereri pe care o să le rezolv, între ghilimele, atunci când voi avea suficient timp în emisiune. Îi mulțumesc încă o dată pentru apel și pentru e-mail și pentru interes și când mai dorește alte teme celeste, alte teme astrale, să mă contacteze, vă rog, cu cea mai mare încredere. Îi mulțumesc încă o dată.
Dragii mei, aștept în continuare apelurile dumneavoastră la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, repet, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza astrograma. Mă puteți contacta și la adresa de e-mail afișată și atot pe ecran, urmând ca într-una dintre zile următoare, în funcție de numărul de ceri, să vă spun și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Dragii mei, să știți că vă pot oferi informații și predicere astrale legate de cunoașterea de sine și evenimentelor de pe întreaga viață, deci astrograma natală, astrograma care detaliază întreg destinul dumneavoastră cu bune și cu rele, reflectând aici principalele evenimente care vă conturează soarta sau destinul, precum și principalele elemente care vă definesc personalitatea. Un alt tip, un alt gen de temă celeste, de temă astrologică pe care aș dori să vi-l ofer, să vi-l prezint, ar mai fi și temele astrale, temele celeste, de tip transite, teme astrale care reflectă evenimentele care vor avea loc în destinul dumneavoastră, în viața dumneavoastră, în perioada proximă, în perioada apropiată, fiind vorba aici de un horoscop personalizat pentru următoarele zile, săptămâni sau chiar luni după caz. Un alt tip, un alt mod, între ghilimele mod, de temă celeste, de temă astrologică, pe care aș dori să vi-l redau, să vi-l împărtășesc, să vi-l dedic, ar mai fi și temele astrologice de tip compatibilitate sau sinestrie, teme astrologice care reflectă compatibilitatea dintre două persoane, fiind vorba aici de compatibilitatea la nivel romantic, la nivel erotic, la nivel de cuplu, dar și compatibilitatea la nivel de relații parentale și la nivel de raporturi prietenești amicale. Și ultimul gen, ultimul tip de teme celeste, teme astrologice pe care aș dori să vi-l ofer, să vi-l dedic, să vi-l prezint, ar mai fi și astrogramele, temele celeste, de tip karmic, teme astrale care reflectă ipostaza karmică a destinului dumneavoastră, fiind vorba aici de ceea ce ați fost în altă viață, ca și gen, ca și sex, ca și personalitate, ca și statut social, și ceea ce veți deveni în viața actuală, ca și misiune, ca și scop final al încarnării dumneavoastră pe acest pământ. Așadar, dragii mei, aștept în continuare apelurile dumneavoastră la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza astrograma, sau mă puteți contacta și la adresa de e-mail afișată și atot pe ecran, urmând ca într-una dintre zilele următoare, în funcție de numărul de cereri, să vă spun și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Acum am să realizez o altă temă celestă, o altă temă astrală pentru o doamnă, Raluca V, bănuiesc că este soția domnului Bogdan Andrei, a să le spun și compatibilitatea. Așadar, doamna se numește Raluca V, născută pe 21-a 7-a. Undeva pe la orele 9:40 dimineața. Era oră de vară în Onești. Așadar, doamna Raluca V este născută miercuria, 21 iulie 1982, în jur de orele 9:40 dimineața, în Onești. Doamna Raluca V este o nativă rac, născută la 29-a zi a racului și ar avea mai degrabă ascendentul sub semnul zodiacal al fecioarei. Dacă este născută undeva la plus minus jumătate de oră față de ora 9:40 care mi-a propus-o, ar avea cu siguranță ascendentul sub semnul fecioarei.
doamna Raluca V, spre deosebire de celelalte native ale semnului racului, deținând ascendentul sub semnul zodiacal al fecioarei, ar fi o fire mai practică, o fire mai pragmatică și o fire cumva mai cerebrală, mai rațională decât celelalte native ale semnului zodiacal al racului. Iarăși, deținând ascendentul în semnul fecioarei, ar fi genul de persoană care, spre deosebire de nativele din rac, care în general își îmbrățișează emoțiile, iar fi genul de persoană care cumva își reprimă, își închide, să spunem așa, între ghilimele, latura afectivă, sentimentalitatea și emoțiile. Iarăși, având ascendentul în semnul fecioarei, ar fi o fire modestă, o fire mai axată pe muncă, pe lucru, și o fire cumva mai protocolară, mai civilizată și iarăși cumva mai temătoare în legătură cu bolile, cu afecțiunile. Iarăși, deținând ascendentul în semnul fecioarei, ar fi o persoană foarte meticuloasă, foarte atentă la detalii, dar și o persoană extrem de perfecționistă. Ar fi o persoană cu calități deosebit de interesante, în special când vorbim de mental sau de anumite îndemânări ale dumneaei, dar, din păcate, astrograma relevă și un călcâia lui Ahile, să spunem așa între ghilimele, îndeosebi în comportamentul social al doamnei Raluca V, cumva se simte de multe ori stingheră în relaționări sociale sau, mă rog, are unele dificultăți, nu prea puternice, dar unele dificultăți în relaționarea cu cei din jur, dar are anumite calități mentale, spirituale deosebite. În plan financiar, din păcate, doamna Raluca V are parte de o temă cealaltă, de o temă astrologică destul de dificilă, să spunem așa. Are Saturn acolo un pic afectat, are, din păcate, și mai afectat acolo o conjuncție între Marte și Pluton, în aspecte foarte urâte, din păcate, din nefericire, cu Soarele, cu Mercur, chiar și cu Luna un pic, cu Soarele și cu Mercur mai mult. Așadar, în plan financiar, în plan bănesc, se arată destul de multe evenimente abrupte, evenimente dificile, dramatice, legate de bani. Să fie, vă rog, foarte, foarte atentă cu banii și să nu și irosească. Și aceste aspecte aduc cumva aproape un crah din punct de vedere bănesc. Să fie, vă rog, extrem, extrem de prudentă cu banii, să se sufle, între ghilimele, și în iaurt atunci când vorbim de bani și de resurse, deoarece are un potențial care o poate aduce în postura de a fi jefuită, de a fi cumva păcălită cu sume destul de mari în plan bănesc, în plan material. Deci multă, multă atenție cu banii în viață, doamna, în loc ca să nu vi se întâmple evenimente, să spunem așa, chiar nedorite maxim din ceea ce văd eu pe astrogramă. Deci multă atenție încă o dată. În legătură cu alte aspectări celeste, alte aspectări astrale, ca și inteligență, ca și mental, doamna Raluca V este o fire extrem de capabilă din punct de vedere intelectual și care are cumva o receptivitate iarăși mentală deosebită și a trebuit să fie o persoană destul de cultă din ceea ce arată astrograma, asta deoarece ar deține Jupiter pe casa a treia. Și cu Jupiter pe casa a treia, în trigon cu Venus, este cu siguranță o persoană civilizată și în vocabular, în conversație și știe să întrețină o discuție plăcută, interesantă cu interlocutorul sau interlocutorii după caz. În plan familial se văd, din păcate, unele potențiale probleme, să fie mai atentă în special la probleme care țin de bărbați, de bărbați, de membrii de sex masculin ai familiei. Din păcate, cum doamna Raluca V are Martele conjunct cu Pluton, are și Jupiter un pic afectat și Soarele un pic afectat, în general bărbații nu prea îi poartă noroc în viață și se arată iarăși un potențial eveniment mai nefericit legat de soț chiar sau de tatăl sau, mă rog, de un bărbat mai important din viața ei. Deci vă rog să fie foarte, foarte atentă, foarte prudentă. În legătură cu copiii, conform astrogramei, cam tot este posibil aici. Cam tot este posibil, sunt șanse undeva la vreo 40% să aibă un singur copil, sunt șanse iarăși de aproximativ 40% să nu aibă niciun copil și doar șanse de 20% să aibă mai mult de un copil. Așa se reflectă pe tema celestă, pe tema astrologică. În orice caz, dacă are un copil, acela va fi un om tare, un om sobru, un om serios, un om responsabil și un om cu succes material în viață.
În legătură cu sănătatea, doamna să fie, vă rog, cât mai atentă posibil, chiar foarte atentă, la probleme care țin de sistemul nervos, de sistemul neurologic, de încheieturi, probleme care țin de inimă, de spate, de circulație și foarte multă atenție, vă rog frumos, în legătură cu potențiale probleme care țin de sistemul limfatic, de sistemul imunitar, probleme care țin de stomac, probleme care țin iarăși de zona sânilor și ceva probleme care par să fie cumva mai afectante legate de sistemul urinar și legate iarăși de zona rinichilor și a zonei lombare pe general. Deci multă, multă atenție îndeoseb cu rinichii și cu stomacul, inima, sistemul imunitar, sânii. În legătură cu mariajul, cu căsătoriile, conform temei celeste, conform temei astrale, ar avea un potențial înspre două mariaje, înspre două căsătorii și acest potențial este unul 50-50 cumva din ceea ce văd eu pe astrogramă, jumătate. Cum doamna Raluca are casa șaptea pe semnul zodiacal al peștilor, fiind un semn jupiterian, cu siguranță primul soț trebuie să fie un om deschis, un om sufletist, un om cumva spiritual și un om cumva destul de profund și de benefic dumnea ei în plan material și în plan spiritual și nu numai. Și ar trebui să fie un om atrăgător, primul soț. Al doilea soț, dacă există sau va exista, va fi un om iarăși destul de atrăgător, destul de plăcut, dar un om cumva mai practic, cumva mai axat pe bani, un om cumva mai materialist. În legătură cu longevitatea, se arată o potențiale probleme legate de partener, legate de longevitatea partenerului și iarăși conform temei celeste, conform temei astrale, se arată un potențial de incidente, accidente care țin de elementul foc sau care țin iarăși de impulsivitate, de propria culpă. Din ceea ce se mai arată pe astrogramă, doamna Raluca V are casa nouă celestă, casa nouă astrologică, pe semnul zodiacal al Taurului și în afara țării, în afara României, ar putea câștiga chiar destul de bine, deoarece și dispozitorul Venusului este un aspect bun, deci se arată noroc și succes la bani îndeosebi în afara României, în afara țării. Și în plan profesional, astrograma doamnei este cu mult noroc, cu mulți factori, să spunem așa, favorizanți. Are casa 10-a în Gemeni, se potrivesc mai degrabă profesiile care țin de comerț, profesiile care țin de comunicare, profesiile care țin de o latură mentală, intelectuală și ar avea aspecte bune și pentru profesii artistice sau profesii care țin cumva de frumos, de estetism. Are Venusul pe casa 1-a, va beneficia și de ajutorul femeilor, în special a femeilor mai tinere, pentru a-și întări, pentru a-și consolida situația profesională. În general, din punct de vedere profesional, aspectele sunt chiar bunicele, chiar mai mult decât bunicele. În legătură cu prietenii și cu amicii, din păcate, când discutăm de prieteni și de amici, astrograma este una tensionată, este una chiar destul de dificilă, chiar destul de urâcioasă, ca să fiu cât mai clar. Se arată Mercur afectat acolo, Soarele, Luna și se arată mari, mari dezamăgiri din partea prietenilor și cumva probleme deosebite cauzate de aceștia, îndeosebi în plan material, în plan valoric, în plan financiar pentru dumnea ei. Deci vă rog multă, multă atenție cu prietenii. Și iarăși aspectul de pe astrograma ei, dumnea ei poate să indice o renunțare la idealuri, o renunțare la vise și cumva o plafonare în cotidian. Deci încă o dată multă atenție. Având casa 12 pe semnul leului, se arată iarăși o nemulțumire legată de starea de dragoste în general, dar și o nemulțumire legată de un copil sau de copii. Așa se prezintă pe tema celestă, pe tema astrologică. Acum am să-i spun doamnei Raluca V și ceea ce se arată din punct de vedere karmic. Doamna Raluca are nodul nord-lunar pe gradul al 13-lea al semnului zodiacal al racului. Acest nod nord-lunar nu face un aspect, mă rog, prea important cu alte planete din jur sau cu planetele din jur, nodul nord-lunar nefiind o planetă, fiind un punct matematic. Ar fi o oarecare cuadratură, dar e cam mult de spus, cam hazardant. Deci înclin să cred că în ultima viață anterioară,
doamna Raluca V trebuie să fi fost o persoană foarte practică, o persoană foarte pragmatică. Nu știu dacă a fost bărbat sau femeie neapărat, poate a fost femeie, tot femeie, dar nu știu sigur, dar a fost o femeie, o persoană practică, o persoană pragmatică, o persoană cu realizări, o persoană populară și o persoană care a ajuns anturaj, a ajuns într-o poziție de popularitate, într-o poziție de respect, într-o poziție de reușită, prin propriile sale merite, prin propriile sale forțe și prin ea însăși. Și a fost chiar o persoană, cum să vă spun eu, pe care familia dumneavoastră în viața anterioară, toți și prietenii puteau să fie chiar foarte mândri. Și a fost o persoană care a avut realizări și o persoană care a avut, cum să vă spun eu mai exact, o situație destul de frumos și de bine conturată prin ea însăși. Deci, o persoană cu siguranță meritorie. Și în viața actuală este în destinul ei să aibă o casă, o familie, un cămin și este iarăși în destinul ei să caute, să viseze în continuare, să fie o persoană aspirațională și să nu-și abandoneze visele și crezurile de la viață. Este iarăși în destinul ei să se concentreze asupra prietenilor, să-i facă să fie oameni mai buni, deși cumva din ceea ce văd eu pe astrogramă nu prea are, nu știu ce noroc în general la prieteni. Acum în legătură cu compatibilitatea, ea, dumneavoastră, are Martele în balanță, dar un Marte viciat, un Marte corupt, un Marte denaturat în balanță, aflat în conjuncție cu Pluton și în cuadratură cu Mercur, cu Soarele, deci un Marte care nu prea e ce trebă acolo. Și are iarăși Venusul sub semnul zodiacal al racului, în întâiul grad al racului. În viața sentimentală, în viața amoroasă, având Venusul la începutul racului și în trigon cu Jupiter, este o persoană care oferă foarte multă dragoste, foarte multă tandrețe și foarte multă loialitate persoanei iubite. Este persoana care caută protecția unui bărbat puternic și care ea, la rândul ei, poate să fie o bază solidă pentru o relație. Și având Venusul în semnul racului, în dragoste este foarte afectuoasă, deși, v-am spus, în viața cotidiană, având ascendentul în Fecioară, este mai rezervată și cumva mai rece, cel puțin în aparență, cumva mai detașată. În legătură cu bărbații de care este atrasă, are Martele în balanță, conjunct cu Pluton și o atrag într-un fel bărbații care sunt cumva oarecum imposibil, să spunem așa. Cum are Martele în balanță, teoretic s-ar spune despre dumneavoastră că este atrasă de bărbații care sunt cumva mai estimabili, bărbații care sunt mai plăcuți, mai civilizați, bărbații care sunt mai deschiși, mai de viață, bărbații care sunt, să spunem așa, mai loial și mai axat pe cuplu. Dar cum este Martele acela conjunct cu Pluton și în cuadratură cu Soarele și cu Mercur, ar avea, să spunem așa, între ghilimele, norocul spre a da de bărbați care sunt un pic cam tiranici și cumva cam duri. Sper să nu fie vorba de o persoană agresivă sau de o persoană cumva mai complicată, să zic așa. În general, doamna Raluca V este extrem de compatibilă, mai ales cu acei nativi, cu acei bărbați, din semnul zodiacal al balanței, îndeoseb din ultima decadă a balanței. O bună compatibilitate se mai arată cu aceea de la mijlocul Capricornului, din a doua jumătate a Capricornului, precum și cu aceea din prima parte a semnului zodiacal al Vărsătorului. Iarăși o bună compatibilitate se mai reflectă cu cei născuți la mijlocul peștilor, în a doua jumătate a peștilor și în primele 2-3 zile, maxim 5, din semnul berbecului. De evitat, pe cât posibil de evitat, ar fi bărbații din a doua jumătate a semnului leului și bărbații născuți la mijlocul și în a doua jumătate a semnului zodiacal al berbecului. În legătură cu evenimentele și cu aspectele care se conturează în destinul doamnei Raluca V pentru perioada proximă, pentru perioada apropiată, din păcate, astrograma doamnei Raluca V este una destul de dificilă, dificilă pentru această perioadă, în unele domenii ale vieții destul de sensibile. Din punct de vedere financiar, aceste săptămâni, eventual chiar aceste luni, sunt destul de complicate. Se arată un risc destul de substanțial, destul de periculos, înspre pierderi importante sau, mă rog, cheltuieli,
substanțiale, de ordin financiar, de ordin material, iarăși, din păcate, există un risc destul de puternic înspre incidente sau înspre accidente spontane, subite, neașteptate. Pentru dumnea ei sau pentru o persoană dragă dumnea ei, îndeosebi un bărbat, deci să fie, vă rog, foarte, foarte atentă. Și din ceea ce se mai arată pe tema celeste, zilele acestea poate pot apărea unele vești de bine atunci când discutăm de bani și de finanțe, dar totuși aspectul nu este suficient de tare, suficient de puternic, astfel încât să aducă o îmbunătățire radicală situației materiale pentru următoarea perioadă pe termen scurt și mediu. Din păcate, în plan familial, iarăși unele mici probleme, unele mici discuții zilele acestea, să fie mai atent, iarăși la locul de muncă apar unele episoade mai ciudate, mai neobișnuite, unele episoade mai confuze în aceste zile, dar după aceea, maxim câteva zile, situația va deveni mai favorabilă, mai benefică, ori munca după aceea iarăși apare un episod mai scurt de câteva zile de mici probleme și după aceea situația s-o ia iarăși pe un făgaș favorabil, pe un făgaș benefic dumnea ei. În planul copiilor și al relației, din păcate, aspectele sunt negative pentru aceste luni de zile și devin mai negative în aceste zile. Din ceea ce arată astrograma, se arată un pericol legat de dragoste, de iubire sau de copii. Deci multă, multă atenție, vă rog frumos. Dar să sperăm că cu Jupiter pe casa 11, aspectând benefic soarele, acest aspect va lăsa daune minime, să sperăm. Și iarăși în aceste zile pot apărea dificultăți sau probleme destul de mari cauzate de niște prieteni, niște amici, dar după aceea situația se va îndrepta întrucâtva. Începând cam cu finele acestei luni, încet, încet se arată și evenimente mai benefice, mai bune legate de prieteni și de prietenii. În dragoste și cuplu, iarăși aspecte destul de ciudate pentru acești ani și, mă rog, în general se pare că doamna Raluca are niște ani din viață cumva așa mai excentrici, să le spunem așa, pentru perioada aceasta, pentru etapa aceasta, dar cu puțină voință, cu puțină putere și cu puțin noroc va dărâma aceste rezistențe și aceste excentricități ale vieții, ale destinului. Deci, aspectele sunt cumva destul de ciudate pentru acești ani de zile, dar sper, îi doresc să le depășească aceste evenimente să le depășească cât mai facil, cât mai ușor, cât mai lesne. Cam aceasta a fost tema astrală a doamnei Raluca V. Îi voi spune totuși și aspectele care țin de Astro Travel, apoi am să-i spun și compatibilitatea probabilă cu domnul Bogdan Andrei. O secundă, vă rog. Doamna Raluca V ar avea o astrogramă foarte bună pentru călătorii și pentru străinătate, îndeosebi în extremitatea estică a Braziliei, aspecte bune se arată iarăși prin Canada, cam prin toată zona Canadei, exceptând coasta pacifică a Canadei, aspecte favorabile mai are, cum să privesc în mai exact, și undeva prin Senegal, prin zona aceea Africii, aspecte bune prin Nigeria iarăși. Deci în Africa ar merge bine, conform temei celeste. Aspecte bune undeva prin Oman, prin Arabia Saudită, prin Emirate, prin Bahrain iarăși, undeva prin zona Persiei, a Iranului, undeva prin Marea Caspică ar avea aspecte bune, în ceea ce arată astrogramă. Aspecte favorabile iarăși și prin Sri Lanka, prin zona răsăriteană a Indiei și aspecte oarecum benefice, și prin cam toată India, de fapt, și oarecum aspecte bune, oarecum, poate și prin Australia, poate, dar nu sunt foarte sigur că nu se vede foarte clar, acolo este foarte încălcită astrograma în cazul dumnea ei. Și acum să-i spun, și aspecte cu adevărat nefaste, nefavorabile, foarte dure, nu prea avea, nu știu ce aspecte negative în Europa, dar nici foarte bune în Europa, din păcate. Și acum să-i spun doamnei, la Luca V și compatibilitatea cu domnul Bogdan Andrei, bănuiesc că sunt soț și soție. Ia să vedem exact. Așadar, domnul Bogdan Andrei este un nativ săgetător și are luna în Taur și ascendentul în săgetător și doamna Raluca V are soarele în rac, luna în leu și ascendentul în fecioară.
Acum să vedem exact compatibilitatea dintre cei doi. Doamna are luna, are Venusul în semnul racului, domnul are Martele în semnul capricornului. Din punct de vedere sentimental, din punct de vedere erotic, este o relație radicală, ori foarte bună, ori foarte rea, din ceea ce îmi exprimă aspectele celeste, aspectele astrologice. Deci, ori se înțeleg foarte bine, ori foarte rău. Domnul cu mare Martele în Capricorn este un bărbat mai axat pe muncă, pe practicitate, pe lucru, pe situații care țin de materialitate, iar doamna având Venusul în Rac este o femeie sensibilă, romantică, de casă, loială și fidelă căminului și familiei. Și cumva, între latura lui mai rece și latura ei mai sensibilă, se poate crea o echilibrare și, într-un fel, această relație, dacă ei vor dori, poate să fie una în care cumva extremele se atrag și se creează o echilibrare a situațiilor de viață și a raporturilor sentimental-afective. Deci cumva le va merge ori foarte bine, ori foarte rău, în orice caz radical, în plan sentimental. Ca și chestiuni care țin de comunicare, doamna are Mercur în semnul Racului, domnul are Mercur în semnul Săgetătorului, ca și comunicare și ca și idei, mental, intelect, din păcate sunt pe lungim de undă total diferite, dar amândoi sunt oameni inteligenți și oameni capabili din punct de vedere mental, intelectual, doar căci fiecare pe domeniul lui și în felul lui din ceea ce se arată pe astrogramă. Și pe termen lung, Soarele Domnului se află sub semnul zodiacal al Săgetătorului, luna Dumnezeu se află în Leu, gradul al 6-lea, față de gradul al 8-lea lui a Soarelui în Săgetător, deci are luna în Leu, Domnul are Soarele Săgetător și pe termen lung, ca și relație, ca și cuplu, pot avea parte de o viață tignită, favorabilă împreună și cumva fiind acest rigor între luna Dumnezeu și Soarele lui destul de apropiate, se arată că au o viață sentimentală, familială, destul de avântată și destul de înflăcărată în general și chiar dacă uneori mai sunt conflicte, mai sunt poate mici diferențe de opinie și nu numai, dar întotdeauna au șansa de a găsi împăcarea și de a găsi reconcilierea. Deci cumva este o relație destul de bună, o relație destul de favorabilă și într-un fel s-ar merita această relație din ceea ce arată, din ceea ce îmi prezintă tema celestă, tema astrologică. Le mulțumesc amândurora pentru e-mail și pentru interes și când mai doresc alte teme celeste, alte teme astrale, îi rog să mă contacteze cu cel mai mare drag, le mulțumesc încă o dată. Dragii mei, am să iau o scurtă pauză publicitară, apoi am să revin. Mersi mult! Dragii mei, am revenit, aștept în continuare apelurile dumneavoastră la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza astrograma. Mă puteți contacta și adresa de e-mail afișată și atât pe ecran, urmând ca într-una de zile următoare, în funcție de numărul de ceri, să vă spun și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-a cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Dragii mei, să știți că vă pot oferi informații și prelegeri astrale legate de cunoașterea de sine și evenimentelor de pe întreaga viață, deci astrograma natală, astrograma care detaliază întreg destinul dumneavoastră și nu numai, fiind vorba aici și de reflectarea personalității. Spre exemplu, când discutăm de casa întâia celestă, casa întâia astrală a temei natale, aici se arată foarte clar caracterul omului, caracterul persoanei căruia îi se spune astrograma, tema celestă. Aici se arată iarăși norocul său în viață, personalitatea sau modul său de a fi, precum și trăsăturile, să le spunem, trăsăturile sale pentru viața aceasta. Atunci când vorbim de casa a doua celestă, de casa a doua astrală, aici ni se arată, ni se prezintă dacă omul căruia se spune astrograma se efectuează tema celestă, tema astrologică, va avea sau nu va avea noroc la bani în viața actuală, dacă va fi sau nu va fi un om bogat, dacă își va câștiga cu anumită facilitate banii, resursele, dacă, mă rog, va fi nevoit să lucreze mai mult sau, din contră, mai puțin pentru a-și câștiga banii. Iarăși, casa a treia celeste, casa a treia astrală, ne reflectă, ne prezintă dacă omul căruia se spune astrograma se efectuează tema celestă, tema astrologică, este un om inteligent, un om capabil din punct de vedere intelectual, un om cu o educație destul de bună și un om care are capacități bune de comunicare. În legătură cu a patra casă celestă, a patra casă astrală, aici astrograma ne prezintă dacă omul căruia îi se spune, îi se efectuează tema celestă, tema astrologică, este un om care are noroc în chestiuni care țin de casă, în chestiuni care țin de cămin, în chestiuni care țin de familie. Aici se arată iarăși începutul vieții sale, copilăria, dar și finalul vieții, deoarece conform temei celeste, temei astrale, există cumva o ciclicitate a vieții între naștere și moarte. Și iarăși casa a patra arată dacă sunt probleme mai importante legate de cămin, de părinți, dacă
părinții sunt buni cu nativă sau nativa, sau dacă din contra un comportament mai complicat și așa mai departe. În legătură cu a cincea casă celestă, a cincea casă astrală, aici astrograma ne arată succesul în dragoste, în iubire al omului căruia se efectuează tema celestă, tema astrologică. Aici se arată dacă omul iubește fără limite sau din contră este mai egoist în dragoste, în iubire. Iarăși casa a cincea arată potențialul de copii, de fertilitate, când discutăm de ipostaza maternității sau a paternității, și mai arată uneori numărul potențialul copiilor și caracterul persoanei acestora. În legătură cu a șasea casă celestă, a șasea casă astrală, aici tema astrologică ne arată potențialele boli, potențialele afecțiune care suferă nativul sau poate suferi nativul în viața aceasta. Se mai arată iarăși organele predispuse la îmbolnăvire și se mai arată iarăși aspectele lucrative, muncitorești, să le spunem așa, din viața omului, viața persoanei care se spune tema celestă, tema astrologică. În legătură cu a șaptea casă celestă, a șaptea casă astrală, aici tema astrologică sau astrograma ne arată relaționarea omului, persoanei care se spune astrograma, cu cei din jur. Îi se arată iarăși dacă va avea probleme care țin de contracte, de litigii iarăși, de instanțe. Se mai arată iarăși și potențialul spre căsătorie, spre mariaje. Se arată cam cu ce tip de persoană se va căsători omul căruia se spune astrograma, cum va fi durabilitatea, finalitatea acestei relații. Și se mai arată uneori și potențialul înspre mai multe mariaje, căsătorii. Atunci când vorbim, când discutăm de a opta casă celestă, de a opta casă astrală, aici astrograma ne arată longevitatea omului, arată cam cât de lungă va fi viața sa, iarăși arată potențialele incidente, evenimente care îi pot leza viața nativului. Și casa 8-a iarăși mai arată, din ceea ce prezintă tema celestă, tema astrologică, și eventualele moșteniri sau situația patrimonială, materială a partenerului sau partenerei de viață. Atunci când vorbim de casa 9, aici se arată spiritualitatea, se arată cumva ideile înalte ale omului, se arată iarăși educația înaltă, se arată călătoriile, spiritualitatea și toate chestiunile care au cumva o nuanță filozofică sau religioasă în destinul său. Atunci când vorbim de a 10-a casă celestă, de a 10-a casă astrală, aici tema astrologică ne reflectă ipostaza vocațională a nativului, adică cea mai bună direcție profesională, și se mai arată aici iarăși cum va decurge viața sa profesională, dacă va avea noroc, dacă va avea succes în carieră, în profesie, în chestiuni de acest tip, de acest ordin. Și iarăși casa 10-a celestă, casa 10-a astrologică, mai ne arată, mai ne prezintă raporturile care țin de părintele de sex opus, succesul său în viață, popularitatea, notorietatea și alte chestiuni similare ai doma. Atunci când vorbim de a 11-a casă celestă, aici tema astrologică, ne arată cum își proiectează nativul sau nativa viitorul, aspirațiile, visurile, ideile sale. Iarăși arată situațiile care țin de prieteni, de prietenii, de grupurile de oameni, de grupurile de oameni care împart aceleași idealuri cu nativul sau cu nativa și alte chestiuni care țin cumva de comportamentul social sau de predispoziția mentală, intelectuală a nativului. Și casa 12 este un fel de cenușăreasă a astrogramei, aici se arată, se reflectă, se revendică aspectele care țin de marile drame, de marile terori, de marile furii, de marile primejdi, de marile cumpenele vieții, destinului. Aici se arată bolile cronice și alte episoade, să le spunem așa, între ghilimele, nefaste pentru destinul omului. Dar în același timp, într-un mod paradoxal, într-un mod oarecum miraculos, este și o casă a umanității, este o casă a acceptării, este o casă a altruismului și este o casă a spiritualității nativului. Un alt tip de temă celestă, tema astrală, pe care aș dori să vi-l redau, ar mai fi și temele celeste, temele astrologice, de tip tranzită, teme celeste care reflectă ipostaza
evenimentelor care vor avea loc în destinul dumneavoastră, în perioada proximă, în perioada apropiată, fiind vorba aici de ceea ce vi se propune, vi se arată din partea sorții, din partea destinului, pentru următoarele zile, pentru următoarele săptămâni sau chiar luni, după caz. Spre exemplu, dacă în această perioadă aveți unele probleme care țin de bani, unele probleme care țin de dragoste, de sănătate, de carieră, de profesie și așa mai departe, mă puteți contacta, iar eu, interpretând tema celestă, tema astrală, vă pot oferi o consiliere în legătură cu sorgintea, originea acestor, mă rog, în primul și în primul rând, identificarea acestor probleme, în al doilea rând, sorgintea, originea acestor dificultăți temporare în destinul dumneavoastră. Se mai arată aici pe casele celeste ale astrogramei pe transite și intensitatea acestor evenimente și se mai prezintă foarte important durabilitatea acestor, adică intervalul pe care se vor manifesta, precum și cele mai bune soluții pentru a depăși aceste obstacole, aceste dificultăți temporale din destinul dumneavoastră. Un alt gen de tema celestă, de tema astrologică, pe care aș dori să vi-l redau, să vi-l propun, să vi-l aduc în discuție, să spunem așa, ar mai fi și astrogramele de tip sinestrie sau compatibilitate. Astrograme care reflectă compatibilitatea dintre două persoane, fiind vorba aici de compatibilitatea la nivel romantic, la nivel erotic, la nivel de cuplu, dar și compatibilitatea la nivel de raporturi familiale și la nivel de relaționări amicale. Aceste astrograme de tip sinăstrie, compatibilitate, sunt foarte favorabile, foarte benefice, îndeosebi pentru aceia dintre dumneavoastră care în viitorul proxim, în viitorul apropiat, doresc să pună bazele unei căsnicii, al unei familii. Iar eu, privind tema celestă, suprapusă a celor doi, care se numește sinăstrie, vă pot oferi o consiliere în legătură cu durabilitatea și cu efectivitatea, să spunem așa, acestei relații. Deci vă pot spune dacă se merită sau nu se merită conform aspectelor celeste, conform aspectelor astrale, ca ce evenimente pozitive pot să apară din acea căsătorie sau acel mariaj sau ce evenimente mai puțin bune se pot arăta. În orice caz, astrograma de tip sinestrie arată foarte limpede, foarte clar dacă doi oameni se potrivesc sau ba, dacă este doar o chestiune trecătoare sau este o chestiune, cum ar veni, durabilă. Și ultimul gen, ultimul tip de teme celeste, teme astrologice pe care vi-l pot reda, vi-l pot enunța, vi-l pot prezenta, ar mai fi și astrogramele de tip karmic, astrograme care reflectă ipostaza karmică a destinului dumneavoastră, fiind vorba aici de ceea ce ați fost în altă viață, ca și gen, ca și sex, ca și personalitate, ca și statut social și ceea ce veți deveni în viața actuală, ca și misiune, ca și scop final al încarnării dumneavoastră pe acest pământ. Aceste astrograme de tip karmic, pe lângă factorul exotic, ne arată ce am fost în altă viață, dacă am fost bărbat sau femeie, dacă am fost regi sau cerșetori, ne arată dacă am fost oameni buni sau oameni răi, ne mai arată foarte limpede bagajul karmic, adică energia cu care noi venim din viețile anterioare în viața actuală, deoarece se socotește cumva o continuare viața actuală a vieților anterioare și se arată foarte limpede unde este sau care sunt punctele noastre slabe pentru viața aceasta, unde trebuie să mai lucrăm ca să devenim oameni mai buni, mai echilibrați și această astrogramă de tip karmic arată astfel încât, arată ce trebuie să facem astfel încât următoarea viață și chiar și viața aceasta să fie una mai bună, să fie una mai cu folos și să evoluăm pe scala karmică. Așadar, dragii mei, aștept în continuare apelurile dumneavoastră la numărul de telefon afișat pe ecran, număr cu tarif normal, pentru a intra în direct și a vă realiza astrograma, sau mă puteți contacta și la adresa de e-mail afișată și atot pe ecran, urmând ca într-una de zilele următoare, în funcție de numărul de ceri, să vă spun și astrogramele pe care dumneavoastră mi le-ați cerut prin intermediul serviciului de poștă electronică. Așadar, sunați, deoarece eu sunt aici doar pentru dumneavoastră. Acum, până la următorul apel. Se pare că am deja un apel. Alo? Bună ziua! Să rămână, spuneți, vă rog. Aș vrea pentru băiatul meu, aș vrea să-mi faceți... Bineînțeles, doamne, să-mi spuneți întâi prenumele dumneavoastră, cum vă numiți? Liliana. Doamna Liliana, vă mulțumesc foarte mult. Și băiatul se numește? Cristian. Cristian și inițiala? Numele de familie? C. Cristian C. Ziua lună, nu l-aș trebui, vă rog? 26. 26. 02. Februarie.
Da. 1900? 1990. 90. 1990. Ora? Nu știu, poate între 2 și 20, 3 fără un sfert amiaza. Deci între 2 și 20 și 3 fără un sfert? Da, amiaza. Aproximativ, nu știu, aproximativ orele 3, 15 să trec, pentru început. Nu, e târziu atunci, mai repede. Mai repede? Da. Și da. Puteți... Eu aș zice mai repede 14-30. Deci aproximativ 14-30. Da. Ia să vedem. 14-30. Deci intervalul era 2-20, 3 fără un sfert după amiaza. Da. Deci da. I-am înțeles 4 fără un sfert, mă scuzați. Deci nu era oră de vară, născut în ce localitate? Hunedoara. Imediat, doamna Liliana. Hunedoara. Acum caut coordonatele, le-am regăsit. Doamna Liliana, conform temei celeste, conform temei astrale, fiul dumneavoastră Cristian C. este născut lunia, 26 februarie 1990, în jur de orele 14:30, în Hunedoara. Dumnealui ar fi un nativ pești, născut în a 8-a zi a peștilor și ar avea ascendentul ori la finele semnului zodiacal al racului, ori la începutul leului. Eu acum să vă adresez câteva întrebări ca să aflu ascendentul. Bănuiesc că i-ați mai făcut astfel gramă odată, nu? Da. Și rețineți unde i-a reușit ascendentul, dacă avea un rac sau un leu? Numai să-mi spuneți un pic niște trăsături, nu știu, da. M-am spus, am mai intrat eu pe net și am mai văzut, se împart, ori rac, ori leu și pe mine asta mă derutează, nu pot... Nu, sper să fac un pic de lumină. În situația aceasta. De ce este un nativ pești și poate avea ascendentul ori la finalul racului, ori la începutul leului? Dacă este născut undeva până pe la orele, aproximativ 14:35, 34:35, ar avea mai degrabă ascendentul în rac, iar dacă este născut cam după orele, aproximativ după 14:35, ar avea mai degrabă ascendentul în semnul leului. În orice caz, doamna Liliana, să știți că persoanele care sunt născute sau care au ascendentul în ultimele 3 grade ale unei zodii sau în primele 3 grade ale alteia, împart oarecum trăsături ambivalente de la ambele zodii, așa că e destul de dificil ca să îi aflăm ascendentul exact, dar eu o să încerc, o să fac tot posibilul. Prima variantă, deci dacă are ascendentul în rac, de obicei ascendentul în rac dă două tipologii. Prima tipologie e tipul... Mă rog, ca și bărbat să vorbim, că n-ai el băiat, deci ar trebui să fie cumva mai plinuț cu sensul de grăsuț, deci nu plinuț cu sensul de solid, ar trebui să fie mai plinuț, mai grăsuț, să fie iarăși mai sentimental, mai moale, mai protectiv, foarte legat de părinți și cumva, cum să vă spun eu, legat de dumneavoastră, știți? Și dacă ar avea iarăși ascendentul în rac, a doua tipologie, că sunt două tipologii, bine, dar nu cred că e cazul, este același tipului mai slăbuț, înalt și cumva palid. Dar e, cred că, prima tipologie a celui mai plinuț care se mai des întâlnită. Și dacă ar avea ascendentul în leu, ar trebui să fie, deci nu, trebuie să fie solid, dar nu plinuț. Și dacă ar avea ascendentul în leu, deci să fie solid, să fie puternic ca și caracter, un om impetuos, un om care caută să comande, să fie un fel de șef, știți? Dar în rac atunci mai degrabă. Da, în rac. Deci, haideți că acum, eu cred că, într-adevăr, până pe la orele 14, până la orele 2:30, cam așa este născut, maxim 2:32, cam așa pare. Dar sunt și aspecte mai neobișnuite aici, aspecte mai puțin favorabile, dar vi le spun pe rând, doamna Liliana. Da. Deci, el este un nativ peș cu ascendentul în semnul racului, deci 100% dacă este în tipologia aceea, și ambele semne fiind semne de apă, el este un bărbat sensibil, un bărbat cumva mai romantic, un bărbat cumva mai interiorizat, un bărbat destul de legat față de casă, de părinți, un bărbat nostalgic, un bărbat care trăiește foarte mult în amintire, în trecut, acolo să se debarasese de trecut și să privească mai mult înspre viitor, și cum are ascendentul iarăși sub semnul racului, este foarte protectiv și destul de teritorial cu cei din jur, știți? Da. Și cum are iarăși ascendentul în semnul racului, este un om mai alunecos de multe ori.
Uneori pare să fie duplicitar, dar nu e chiar duplicitar. E așa el mai alunecos câteodată, știți? Dar nu e chiar duplicitar, dar are anumite laturi cumva mai oculte, să spunem așa, câteodată, știți? Și cum are iarăși ascendentul în semnul racului, este un om foarte sufletit. Un om care atunci când face un lucru, o activitate, întotdeauna pune suflet, știți? Exact. În orice. Și în legătură cu banii, aspectele sunt chiar destul de bune și ar avea aspecte benefice legate de bani, mai ales în afara țării, în străinătate. Și vă spun de ce. Are casa a doua pe semnul leului și dispozitorul casei a doua este pe casa a noua. Și automat, când vine vorba de străinătate și de bani, resursele sunt, mă rog, sunt aspecte bune. Și iarăși ar putea să câștige bani prin chestiuni care țin de educație sau prin chestiuni care țin de o latură așa educațională, nu știu, ori ca și profesor, ori ar avea teoretic șanse. Acum sunt două cazuri aici. El are soarele pe casa noua. Se spune despre persoanele care au soarele pe casa noua, sunt două variante. Prima variantă, ori ajung să fie savant sau oameni cum ar veni cu cunoștințe mentale, intelectuale deosebite și să învețe și pe alții, sau a doua variantă, să fie un om care are noroc, succes în afara țării, în străinătate, știți? Deci, cred că ar avea un noroc frumos în afara țării, în afara României. Ca și inteligența, astrograma îl reflectă drept un om inventiv, inovativ, cumva futurist, modern, ca și gândire, ca și atitudine, ca și mental, și un om original, capabil, mental. Familial se văd unele mici probleme, să sperăm că nu prea grave, nu prea serioase. Din păcate sunt acele mici probleme. Va avea copii foarte probabil. Cel mai probabil, primul său copil, acum sper să nu mă hazardez, eu vă spun, sper să am dreptate. Primul său copil, cel mai probabil, va fi scorpion sau săgetător mai degrabă. Știți? Așa pare, conform astrogramei. Sper să am dreptate. Știți? Da, o relație de căsătorie când apare. O va avea, doamnă, numai că sunt și unele probleme aici și o să vi le spun pe rând. În legătură cu sănătatea, să fie mai atent la probleme, la dificultăți care țin de sistemul respirator, de circulație, iarăși la probleme care țin de sistemul nervos, precum și probleme care țin de oase, de sistemul osos, știți? Dar cu sistemul nervos și cu sistemul osos să fie mai atent. În legătură cu căsătoria, cu mariajul, aici situația este, cum ar veni, destul de creepy într-un fel, destul de complicată. Și depinde foarte mult de genetic. Da, și depinde foarte mult de ora lui de naștere, exact la minut. În orice caz, situația este una împărțită. Are Saturn conjunct cu Marte în Capricorn și Venusul acolo pe descendent. Ei bine, doamna Liliana probabil ați observat că nu este în general prea interesat de chestii sentimentale, de chestii romantice. Din contră, parcă e detașat, parcă nu prea e, cum să vă spun, e interesat de astfel de chestiuni. Asta este dat de faptul că are Martele în conjuncție cu Saturn pe semnul Capricornului. Și el, ca și bărbat, sper să-și remedieze problema, va fi cumva mai rece din punct de vedere sentimental, din punct de vedere afectos și se va gândi de multe ori... După ce a dat cu capul, nu? Poftiți? După ce a dat cu capul, nu? Nu știu exact. Nu știu, se arată că va fi cumva, că este cumva mai, mă rog, după ce, mă rog, în căsătorie și în relație, va fi cumva mai rece. Un om cumva mai puțin interesat de cuplu, știți? Și un om cumva mai axat pe propriile lui rezultate, pe propriile lui, deci va fi într-un fel, îmi pare să vă spun, va fi un pic mai egoist, știți, în cuplu, în dragoste. Foarte bine. Știți, așa se vede pe astrogramă. Și având Martele conjunct cu Saturn, să fie atent să-i ofere cât mai multă afectivitate, cât mai multă iubire partenerului, deoarece nu prea se arată că va fi neapărat foarte afectuos sau, mă rog, foarte legat de parteneră, știți? Și acest lucru, din păcate, și ăsta era pericolul mai important, poate duce la un potențial divorț mai târziu, știți? Deci să fie atent, să se comporte frumos cu vata, ca să nu lasă după aceea, știți? Cam asta era ideea, știți? Păi că până acum l-a lăsat. Știți? Ia pe el. Da. În orice caz, el se va căsători, înclin eu să cred, având Venusul pe descendent, cu o femeie frumoasă. Deci va fi vorba de o femeie frumoasă și cumva bine privită de oameni, de societate, știți? Așa se vede pe tema celestă doamna Liliana. Și în legătură cu longevitatea, aspectele sunt destul de bune, oarecum destul de bune destinul lui. Cum v-am spus, Adiniaur are o temă celestă foarte bună, foarte favorabilă pentru educație, destul de înaltă sau pentru străinătate. Ar fi recomandabil să călătorească în afara țării, ar avea aspecte foarte bune, de reușit acolo. Eventual chiar pentru a se reloca în afara țării. Și în plan profesional, având casa 10-a în semnul berbecului, va fi un om foarte competitiv, un om care va dori mereu să fie pe locul întâi, să fie el, cum ar veni, nucleul, piesa centrală. Și având casa 10-a pe semnul berbecului, ar fi potrivit pentru profesii în care se cere foarte multă energie, foarte multă putere, foarte mult discernământ și foarte multă tărie de sine. Și având casa 10-a în berbec,
pentru el ar fi foarte bine să lucreze într-un domeniu în care să nu prea aibă șef direct sau să fie el propriul lui șef, știți? Ar fi bine dacă și-ar deschide chiar o afacere la un moment dat, conform astrogramei, știți? Deci eu îl văd mai mult ca și ca un antreprenor, cumva, conform temei celeste, conform temei astrale. Și, cum are iarăși casa 10-a pe semnul zodiacal al berbecului, va fi un om destul de avântat și un pic impulsiv în carieră, în profesie, dar cumva iarăși entuziast și mereu cu încredere în sine, în profesie, știți? Și în legătură cu prietenii, cu amicii, aspectele sunt oarecum destul de bune, oarecum destul de favorabile. Să evite, vă rog frumos, viciile, să evite și fumatul și orice alte vicii. Are Jupiter un pic afectat pe casa 12 și nu-i prea bine când vine vorba de vicii. Și acum să vă spun câteva cuvinte legate de karma sa. Din păcate, doamna Liliana, să știți că nu vă pot spune ce a fost în altă viață, ca și gen, ca și sex. Nu sunt aspectele clare, concludente, mă rog, sunt încurcate bine de tot. Dar cu siguranță, în ultima viață anterioară, a fost un om foarte inteligent, un om foarte capabil din punct de vedere intelectual și un om cumva solar, un om strălucitor, un om care a avut probabil o ereditate nobilă, o ereditate cumva aristocratică, a fost un om cu credere în sine, un om cu viziune asupra vieții și un om cumva favorizat în plan financiar, în plan bănesc. În viața actuală este destinul lui să caute iarăși cât mai multă cunoaștere, cât mai multă învățătură, să fie cât mai sociabil, deci este misiunea sa în scopul vieții sale și este iarăși în destinul său, din ceea ce arată astrograma, tema celestă, reținând nodul nord-lunar pe casa a 8-a, conjunct cu Mercur, este în destinul lui să cerceteze oarece mistere și este iarăși în destinul lui să încerce să fie cât mai informat și cumva cât mai orientat înspre, nu știu, înspre ocult, înspre conspirații, înspre chestiuni de ordinul acesta. Asta vine și de la pești, cu siguranță. Și în legătură cu compatibilitatea, v-am spus, are riscul acela să fie mai egoist în viața sentimentală, în dragoste și în iubire și să fie mai axat pe profesie, pe carieră, pe lucru. Și are Venusul acela în Capricorn, îl atrag în general femeile care să fie cumva cu imagine cât mai clară, cât mai bună, impecabilă dacă se poate. Îl atrag femeile serioase, responsabile, femeile care îi pot oferi, iarăși, cum să vă spun eu, o vizibilitate sau, mă rog, o popularitate socială, caută în general femeile care să se simtă cumva mândru, știți? De femeile care au cumva reușite, care au cumva ceva special și îi conferă și lui vizibilitate. Este foarte compatibil, mai ales cu femeile din Capricorn, îndeoseb cele născute în ultimele zile ale Capricornului. O bună compatibilitate îi se mai arată, per general, cu cele care s-au născut la mijlocul Scorpionului, în a doua jumătate a Scorpionului, precum și cu acelea din semnul Săgetătorului și din prima parte, prima jumătate a Vărsătorului. De evitat, în general de evitat, sunt femeile de la finele Vărsătorului, din primele zile din Pești, precum și femeile nativele de la finele semnului zodiacal al Gemenilor. În legătură cu aspectele și evenimentele care îi se arată pentru perioada apropiată, ia să vedem exact, are soarele un pic afectat pe casa 12, teoretic în această perioadă, în aceste zile, pot să apară unele mici probleme de sănătate sau, mă rog, unele stări interioare, emoționale, cumva mai puțin bune, mai negative, să se simtă cumva mai izolat, mai singur, cumva mai aiurea, cumva, dar în general lui în fiecare luna lui iulie a mers cam așa, știți? Întotdeauna la finele lui iunie și până prin 20 iulie, întotdeauna a mers așa mai dificil în lunile acestea de vară, dar după data de aproximativ 21-22 iulie, cumva va fi mai energic, mai norocos, mai pozitiv și cumva cu mai multe șanse și cu mai multe oportunități de la viață și în viață. Iarăși, începând cam de acum, aproximativ, mergând până prin iarnă, poate inclusiv, se arată că va avea mai mult noroc, mai mult succes, mai mult spor și va atrage în jurul său mai multe evenimente pozitive, îndeoseb, cum a spus Adineaur, după finele lui iulie. Și începând cu iarna acestui an, să mă rog, începând cu maxim, cu primăvara lui 2015, maxim, cel târziu în 2015, primăvara, se arată că încet, încet, vremea de aproape un an de zile va avea mai mult noroc, mai mult spor, mai mult succes la capitolul bani. Deci, începând cu finele iernii, primăvara lui viitor, se arată noroc la bani, conform astrogramei. În chestiuni familiale, aspectele nu sunt prea grozave pentru această perioadă. În iubire, nici atât pentru aceste luni. Deci Saturn conjunct peste Pluton și se arată ori o relație bolnăvicioasă, ori complicații legate de dragoste, de iubire în aceste luni. Dar să sperăm că de anul viitor o să fie aspecte mai bune.
Și cu sănătatea să fie, vă rog, mai atent, mai ales luna aceasta. Și ar avea o hartă destul de complicată pentru călătorii, nu știu dacă sunt neapărat foarte favorabile călătorile în acest an de zile. Și în domeniul prietenilor, prietenilor, poate unele mici dificultățile acestea, dar nimica foarte grav, foarte serios. Și acum să vă expun exact și astrotravelul lui, să vedem cum îi se arată. Așadar, fiul dumneavoastră ar avea aspecte foarte bune, chiar foarte favorabile pentru drumuri și pentru călătorii, îndeosebi prin California, iarăși prin nord-vestul Statelor Unite în general, deci în zona respectivă, în aspecte bune îi se mai arată iarăși pentru călătorii prin America Centrală, prin sudul Mexicului, iarăși ar avea aspecte bune prin Louisiana, prin sudul Statelor Unite și toate, prin Chicago iarăși și prin toate statele care se află oarecum pe aceeași longitudine, deci pe aceeași verticală cu New Orleansul din Statele Unite, iarăși ar avea aspecte bune pentru călătorii și cu noroc în anumite state din Brazilia, dar în același timp în anumite state din Brazilia ar avea și foarte mult ghinion, deci cumva situația este neutră, și aspecte bune pentru călătorii și pentru reușită socială și nu numai, se mai arată iarăși prin Asia, prin Pakistan, știu că e departe și sună exotic, dar acolo ar avea aspecte bune, prin insulele Maldive, iarăși, ar avea aspecte favorabile, și undeva iarăși prin Indochina, prin Indonezia, prin Vietnam, prin anumite părți ale Chinei, iar când vorbim de Europa, cele mai bune destinații, cele mai favorabile și mai reușite, sunt Spania, îndeoseb centrul Spaniei, dar și sudul Spaniei, deci zona Sevilla, zona Madridului, zona Asturiasului din Spania, aspecte bune se mai arată, spre exemplu, și în Maroc, în Gibraltar, iarăși, și aspecte favorabile undeva prin peninsula Bretagne din Franța, și ar avea aspecte foarte bune în arhipelagul britanic, deci în Anglia, în Irlanda, în Scoția, în Wales, știți? Deci acolo ar avea aspecte foarte bune. Deci cele mai bune destinații rămân America, îndeoseb Louisiana, Chicago, mă rog, Illinois cu Chicago, Louisiana cu New Orleans și toate statele care se află pe aceeași longitudine cu New Orleansul, aspecte bune în California și nord-vestul Statelor Unite, și pentru Europa, Spania, Gibraltarul, arhipelagul britanic, anumite zone din extremitatea peninsulei Bretanii, din Franța, deci acolo i-ar merge cel mai bine, în Europa, exact în apusul Europei, în apusul apusului Europei, știți? Doamna Liliana, vă mulțumesc foarte mult pentru apel și pentru interes. Eu vă mulțumesc. Și când mă trebuie de teme astrale, eventual și pentru dumneavoastră, pentru cei dragi, pentru o anumită perioadă respectivă, să mă contactați, vă rog. Sigur. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Să rămână, doamna Liliana, și vă doresc o seară minunată și mai de bine. Dragii mei, cam aceasta a fost emisiunea pentru această după-amiază, această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru interes, pentru apeluri și pentru e-mail-uri și să nu uitați, vă rog frumos, că astrele predispun, dar omul întotdeauna dispune. Noi ne vom revedea, ne vom reauzi mâine după masă, începând cu orele 17 și 30 de minute, 5 jumate după masa, până la orele 19, 7 seara, doar aici pe InfoHD. Nu uitați că le puteți vizualiza și pe internet, accesând adresa www.infohd.tv, astfel încât și cei aflați în afara județului, eventual chiar în afara țării, ne pot urmări și mă pot urmări, și astfel cerându-mi prin intermediul telefonului sau prin intermediul mail-ului astfel, da, teme celeste, teme astrologice. Vă mulțumesc încă o dată și o seară minunată. La revedere!